Domnule Ciotârlă, continuăm conversația. Din momentul în care s-a anunțat că la televiziune se începuse să se tragă și că era un apel să veniți să apărați televiziunea. Exact. Deci, pe mine m-a frapat când a zis Popa, ia uite cât tineret e aici. Parcă ne-a reproșat ceva. Deci lumea era la televiziune tineretul și noi stăteam în casă. V-am spus că a venit Popa cu botezul. Da. Și în momentul ăla am ieșit la poartă, prietenul meu Mircea Gabriel, verișorii mei au rămas înăuntru și a trecut o rabă de 16 tone. Deci noi stăm în apropierea gropii de gunoi, Giulei Sârbi. Deci pe aici treceau pe vremea aia multe camioane, rabe de 16 tone, în fine. Și coincidența a fost că era chiar un prieten care stătea în cartier și căra la groapa de gunoi. Dar în schimb erau unii ben aia sau cum se numește, remorca aia din spate, care strigau ole, ole, Ceaușescu nu mai e. Și pe mine și pe prietenul meu ne-a primit în cabină. Și acolo ne-am mai întâlnit cu doi prieteni în cabina aia, că stăteam unul în brațele altuia. Doi vecini, de fapt. Și ne-a dus până la Gara de Nord. Acolo ne-a și lăsat. Acolo ne-am împrăștiat. Eu cu Gabi ne-am dus la gară, deci era pe lumină. Și intenționam undeva să ajungem la televiziune. Dar n-am mai apucat că a început să tragă. Deci era și armata care trăgea, erau și dinspre Ministerul Transporturilor de unde se trăgea, de undeva de la etaj. Și ne-am ascuns după un stâlp de ăla de acolo, care a apucat, a intrat în gară direct. Dar noi n-am mai apucat, că era un foc continuu. Aș vrea să vă întreb aici puțin. În momentul când v-au lăsat din rabă, se Nu trăgea se, sau... nu, 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 nu. E atunci, momentul când a început să se tragă, ați putut să vă dați seama primul foc sau primele focuri de unde, din ce direcție au Da, putut să vină? da. Despre Ministerul Transporturilor a fost. Deci chiar e parcul și Ministerul Transporturilor. Exact de acolo au venit. V-ați putut da seama cam de la ce etaje? În ce... A, nu, 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 nu pot să. Dar veneau de sus, în orice caz. De sus. Da, de sus. Deci ați putea spune că veneau de la etaje superioare? Ale... Exact, da. Putea să vine și după acoperiș, nu știu. Dar venea de sus. V-ați dat seama, erau focuri care au țintit oameni sau erau doar de Nu, terorism? au țintit oameni pentru că lângă columna aia, lângă columna de la Gara de Nord, s-a desprins o bucățică de. Deci eu stăteam după columnă cu băiatul ăsta, cu Gabi, cu Mircea Gabriel, și s-a desprins exact o bucățică de ciment de Jirămie. la ce ne mai. Da. Da. Deci undeva pe lângă nasul meu a trecut. Deci ținteau oameni. Părerea mea. E evident o distanță destul de mare de la înălțimea Da, de la este, da. înălțime Da, da, și da, da. da. Este. Ce ați făcut mai departe? Am așteptat să se oprească focul, că trăgea și armata trăgea în continuu, dar acolo se trăgea sporadic sau se trăgea. Dar armata trăgea în continuu înspre Ministerul Transporturilor, la foc automat. Am așteptat să a terminat focul și am luat-o înainte spre General Bertolo, spre Virgiliu. Da. Încă un detaliu, mă scuzați că vă întrerup din nou. Focurile, ați spus că se trăgea sporadic din clădirea Ministerului Transporturilor și că armata trăgea la greu, cu Da, da, foc da, 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 automat. da, da. E acele focuri sporadice, dacă cumva ați remarcat că erau foc cu foc, înțeleg, și că erau la anumite intervale. Exact, da. Era la anumite intervale, dar parcă am auzit și foc automat. Deci a fost și foc cu foc și deci au ambele. Ambele. Deci erau și rafale din când în când și foc Exact, da. și Dar după la aia rafale pauză. parcă la rafale, ce vreau să zic? La rafale parcă nu se vedeau.
Adică nu erau gloanțe, parcă doar s-auzeau la rafale. Deci la foc cu foc se cunoștea. La foc cu foc se cunoștea pentru că mai sărea bad în pământ, bad în columnă, bad sus. Deci s-auzea cum pognea sus pe gară, cum ar veni, pe peretele ăla la gară. Da. La foc automat, parcă era, parcă nu, deci s-auzea foc automat, dar parcă nu erau gloanțe. Ați remarcat vreo victimă? Nu, la gara de nord nu. Și intervalul ăla la care reluau acest tir, foc cu foc și rafale care nu rezultau, păreau că nu rezultă în gloanțe, cam la ce interval? Vorba de minute, minute, nu... Minute, am înțeles. Minute, nu. Minute, un minut, două, cel mult. Nu. Da. Deci se trăgea de acolo, din Ministerul Transportului. Și când a spus la un moment dat nu s-a mai tras, cam ce pauză s-a făcut? Sigur, nu pot să vă spun, dar nu s-a mai tras până am ajuns la Virgiliu. Deci nu se mai auzeau. Deci de acolo puteam să facem ca 10 minute, un sfert de oră pe jos. Am înțeles. Deci nu s-a mai tras. Bun, și ați ajuns la Virgiliu. Am ajuns la Virgiliu, am luat-o pe general Vetlov. Prietenul meu Gabi zice, hai mă, mergem și la radiodifuziune acolo, poate vorbim, poate facem ceva. Zic, bine mă, hai. Și am ajuns la radiodifuziune. La radiodifuziune deja era semi-întuneric. Aici era lumină când am ajuns. Și... deci nu intrase foarte multă lume în radiodifuziune. Dar în schimb se făcuseră patrule de civili și militari care opreau mașinile pe șosea. Și am intrat în radiodifuziune. I-a zis lui unul de acolo că am fost la universitate, la... nici nu știu cine era ăla, dar ăla cred că era muncitor acolo, ceva de genul ăsta, era ceva dinăuntru, angajat. Ce bine, domne, ne-a dat niște banderole, dar le aveau făcute. Niște banderole tricolore. Zice, stați la ușă să nu intre nimeni. Decât cu parolă. Și au făcut ei o parolă. Nu mai țiu minte parola. Zic, bine, domne, stăm. Stăm la ușă și nu intră nimeni. Decât nu iese nimeni, nu intră nimeni decât cu parola asta. Ca să nu intre manifestanți. Că sunt teroriști, atunci am auzit de teroriști. Că sunt teroriști, că nu știu ce. Auzisem eu ceva la televizor, că s-a apărând televiziunea, dar nu mi-am dat seama. Era și cu Veri aici, le povesteam, a venit și Popa. Am înțeles că trebuie să apărând televiziunea, dar de ce chiar n-am înțeles. Acolo am aflat de teroriști. La radiodifuziune. Bine, domnule. Și... Am stat la ușa acolo, la intrare, și la un moment dat a început să tragă. Dar se trăgea rău de tot. La foc automat, deci se trăgea înspre blocurile chiar de la intersecție, de acolo, de unde se duce spre bulevardul ăla ce e, spre tribunal. Acolo erau niște blocuri în construcție pe vremea aia. Deci trăgea armata spre blocurile alea, de plus că s-a tras aici unde opreau mașini. Deci noi am plecat la un moment dat de acolo, am zis, gata, ne omoară și aici. Ne-am aruncat la pământ, că se trăgea și spre radiodifuziune. Și am plecat undeva spre Virgiliu. Și acolo chiar au oprit un aro, unii au dat drumul să plece, unii au zis să oprească. Și i-au ciuruit, a fost o familie cu un copil, i-au scos pe aia, ciuruit în aro ăla, i-au făcut varză. Și s-a oprit focul și acolo și am plecat și am ajuns la CCU, la Comitetul Central.
Am să vă întrerup Era din nou. deja noapte. Era noapte. Dar aș vrea să vă întrerup ca să reluăm puțin tipul de focuri de armă pe care le-ați observat nemijlocit la radiotifuziune. Deci era seara și tot așa, când ați ajuns la radiodifuziune, se trăgea deja sau ulterior după nu, ce ați... de sus, de sus. De armata sus. Trăgea cel mai mult. De acolo se auzeau tot așa sporadice. Da. Armata trăgea în drag. Aici vreau să vă întreb. Deci, când ați intrat în radiodifuziune, începuse să se tragă sau ulterior? Ulterior. E bine, atunci când a început să se tragă, ulterior, primele focuri de armă pe care ați fost conștient de ele, care au fost alea? De unde s-au tras și ce caracteristici au avut? Au fost tot așa foc cu foc, rafale? Cred că foc cu foc și s-au tras din blocurile alea în construcție. Din blocurile în construcție. Că după aia a ripostat armata. Am înțeles. Deci până să nu se tragă de acolo, n-a fost niciun foc. Parcă ne urmărea cineva. Am plecat de la gară, am ajuns acolo, iar să trage. Am înțeles. Ei bine, blocurile alea în construcție, de unde au început să se tragă, aceste focuri, foc alea foc, fac undeva colț cu berzei, mi se pare. Cu berzei, ați spus că erau blocurile în construcție de pe, cumva de pe Știrbei, Vodă, că spuneți lângă tribunal. Era tribunalul deci, ăla... Deci în partea spre tribunal, vreau să vă spun ca punct de reper. Da, asta da, erau da. Undeva la colț, alea, blocurile alea da. În construcție. Tribunalul ăla e la Făgăraș, parcă, și e tribunalul sectorului 6, din câte da, știu. Da, tribunalul sectorului 6. E, atunci, da, știu, e la Făgăraș cu Știrbei Vodă și acum sunt blocuri construite deja. Acum, deci, da, sunt construite, da, dar da, atunci erau în construcție. Nu erau, știu, nu erau multe, unul sau două blocuri, nu știu câte erau acolo în construcție. Da, am înțeles. Așa, și a urmat cum tot așa intervalele la care se trăgea de acolo din blocurile alea, cam care erau? Ea, deci părerea mea, cam când s-o oprea armata, iar se mai auzea câte un foc, două, în zona aia. Iar începea armata să treacă ca nebunii, iar se opreau, iar se mai auzeau niște focuri de acolo, iar începea focul. Deci cam așa era chestia. Parcă îi provoca cumva. Da. Ați observat victime? Nu. Deci singurele victime am văzut când a oprit un aro, dar a fost o familie. Am înțeles. I-au scos de mașină, am stat chiar până când i-au scos de mașină. Ați observat însă totuși urme de glonțe, în sensul că erau glonțe reale care loveau caldarâmul sau zidurile sau stâlpi sau ceva? Parcă am văzut ceva, da, am văzut, nu pot să zic că am văzut, parcă s-auzeau pocnete pe peretele radiodifuziunii. Am înțeles. Am văzut, că nu puteam să văd. Da. Parcă s-auzeau niște pocnete. Am înțeles. Focul de armă s-auzea. Da. Dar parcă s-auzea că se lovea și acolo de perete. Am înțeles. Când ați ieșit afară, ați avut cumva ocazia să priviți către blocurile alea să... Da, am privit, da, am privit. Și erau și foc la gura țevii cumva? De acolo că era noapte nu sau nu? Nu. Când se trăgea nu se vedea niciun foc. Am înțeles. Se deci trăgea, doar nu se vedea. Deci eu știu ce înseamnă foc la gura țevii, că stătusem pe 21 noaptea la universitate. Da. Nu se vedea nimic. Doar se audeau pocnete. Cum se am trage. Înțeles. Da, am înțeles. Bun, și acum ați ajuns la CC. Am ajuns la CC, da. Am ajuns la CC, se vorbea de la balcon. Era Caramitru, Iliescu, știu că Virgulă Caramitru parcă a zis armata e cu noi și mai, a mai vorbit cineva la microfon acolo. Că abia am ajuns acolo și a început să tragă. Erau în balcon. Da, ei erau deja în balcon și se vorbea de la balcon. Da. Tot dar așa când ați ajuns. Da, spuneți. Cred că era și Dan Iosif. Și mai era cineva cunoscut. Nu știu dacă era și ăsta. Era Mazilu? Nu, Mazilu. Militaru? Nu.
Parcă i-am auzit vocea și lui Petre Roman. Ah, da, Petru Roman, da. Deci, cred că l-am și văzut că acolo parcă bătea și lumina în balconul ăla. L-am văzut pe Iliescu, că îl văzusem la televizor. L-am văzut pe Caramitru, că îl știam din film. Pe Dan Iosif, cred că l-am văzut, că îl știam de la universitate, din o noapte precedentă și mi-aducea aminte de când îl știam eu după la, de prin Băneasa. Și parcă l-aș fi văzut și pe Petre Roman, l-a recunoscut după Revoluție. Parcă, dar nu pot să spun sigur. Și erați acolo în mulțime în fața balconului de la CC și exact, da. Era seară târziu. Nu? Da, dar era noapte deja, era șase, șase jumate, nu știu cât era. Da. Și a început să se tragă dintr-o dată, da? Din ce direcție? Dinspre palat, Palatul Regal. Tot așa, cam la tot de la... sus. Tot de sus. De sus. Tot de sus. Da, da, da. Dinspre Palatul Regal și mai trăgea unii din partea de vis-a-vis de Atene Palaz, dar undeva în partea dinspre Calea Victoriei. Înțeleg. Da. Deci se trăgeau din două flancuri, cum ar veni. Acolo era Hotelul București. Este, așa îi zicea atunci. Da, da, în zona aia, spre Hotelul București. Spre da. Hotelul. Dar se trăgea din, din să spune, clădirea aia de pe colț? Cred că da. Pentru că militarii trăgeau în direcția aia. Am înțeles. Deci trăgeau. Au ciuruit CC-ul de... Trăgeau și înspre palat, trăgeau, dar cel mai mult s-a tras înspre CC-ul. Da. Și se trăgea și în partea asta stângă. Deci undeva spre Calea Victoriei, spre restaurantul București sau Hotelul București. Bun, dar să o luăm așa, cum vă duceți aminte primele... Erau multe tancuri acolo, să știți, să trăgea și din tanc. Da. Înainte să răspundă tancurile militare către aceste blocuri, să încercăm să creăm așa un fel de teatru de acțiune al... focurilor, să spunem, care, făcând abstracție de răspunsurile care se dădeau, ne-ar interesa de unde ați... Păi acolo chiar au fost victime, că asta am uitat să vă spun, să-l întreba da. Și pe Mircea dacă vorbiți cu el, că acolo mulțimea a împușcat o fată. Deci când a început să se tragă. De unde ar fi putut veni focul ăla de armă care a împușcat pe fata respectivă? Nu știu, cred că din ori din partea asta spre spre palat, nu știu, de ce să zic, ori de deasupra de, de din CC-ul. Din CC? Mie da. Mi s-a părut că s-a tras și de acolo. Am înțeles. Din CC-ul. Dar tot de sus. Tot de sus. Da, da. Cum v-ați dat seama, iarăși vă întreb aceeași, același lucru, vă puteți da seama de, de înălțimea și direcția din care venea focul în funcție de foc la gura țevii sau doar sunet? Cred că era foc la gura țevii, că se vedea, deci după ce am pușcat-o pe fata asta acolo la CC-ul, se vedea și din pământ cum deci se trăgea efectiv. Deci să vedea cum ricoșea. Am înțeles, dar ăla ce e. Dar mă refer la sursa, de că ați observat la sursă de din locul, de, să zicem, de pe Palatul Regal sau din clădirile din jur. Dacă ați observat foc la gura țevii la vreun moment. Nu, 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 nici acolo n-am observat. Dar sunetele da. Veneau de acolo. Da, da, înțeleg, da. Deci sunetele de focurile alea inițiale. Primele, că alea ne interesează. Tot așa cum erau foc cu foc sau în rafale sau cum s-au părut? Nu, nu, era, cred că erau sporadice. Erau sporadice tot așa, da, da. Cam foc cu foc erau. Am înțeles. Ăștia trăgeau foc automat, armata, în continuu a tras foc automat. Și atunci, aceste focuri sporadice, foc cu foc, odată din zona Palatului Regal și spuneți de la înălțime, atunci puteți spune că erau de pe terasă sau de la etajul superior al Palatului Regal? S-ar putea să fie și după terasă și de la, de la etajele superioare, sigur. Ok.
De asemenea, pe lângă Palatul Regal ar mai fi fost clădirea Hotelului București, Atene Palace, după aia mai era o clădire a BCU, nu? Biblioteca Centrală Universitară. Ajungem și acolo, la Biblioteca Centrală. Păi atunci, haideți, spuneți, cum se, dacă s-a Păi tras. acolo la, nu, la biblioteca, dinspre Biblioteca Centrală nu s-a tras. Nu ați Deci observat. părerea mea, nu s-a tras. Nu s-a tras, că nu era chiar în fața ei, vis-a-vis, cum ar veni. Da. Era Biblioteca Universitară, așa îi spune. Da. Unde vreau să ajung cu chestia asta, cu biblioteca? Deci, la un moment dat, noi ne-am retras. Deci, acolo cred că a fost peste o oră. O oră în continuu s-a tras, peste o oră, părerea mea. Că am stat lângă un tank, chiar lângă șenile, și acum am repercusiuni că nu mai aud cu urechea stângă. Pentru că eu chiar mă gândeam să trăgea și din turela tankului. Zic, unde ajung gloanțele alea, că unele plecau chiar și peste Ceceu. Erau trasoare, că am uitat să spun. Da. Deci acolo la Ceceu se trăgeau cu trasoare. Deci trăgea armata, dar în schimb gloanțele care reveneau din clădirile din jur nu se vedeau. Deci nu erau trasoare. Aia vreau să spun. Înțeleg. Nu era o trasoare. Da, Nu da. erau trasoare. Și deci în momentul când am pușcat-o pe fata aia, atunci ne-a retras. Nu știu ce s-a întâmplat cu fata aia, că a rămas acolo jos, țipa. Și era rănită. Cred că a luat-o o Dacie verde. Dacă nu mă înșel. A urcat-o cineva într-o Dacie. Și noi ne-am retras spre intrarea la Atene Palace. Am fugit de acolo. Nu mai puteam de zgomotul ăla, de nebunia aia care era. Și erau foarte multe lumini. Era la Atene Palace, era în balcon, era lumini pe stradă. Deci lumină era. Să mai vedeau și trasoarele alea, era ceva groaznic. Și ne-am dus spre intrare. Spre intrare, ați văzut că erau, pe timpul lui Ceaușescu, dacă ați fost la Atene Palace, erau două uși de sticlă, mari, imense. Deci una dintre ele era spartă. Și un bărbat între două vârste, în dreapta, plângea. Și mai târziu am înțeles eu că ăla ar fi fost directorul de la Atene Palace, dar nu plângea că erau victime și că era revoluție. Că i-a spart lui ăla ușa de la intrare. Și am aflat și cum îl chema, Constantinescu și nu mai știu cum. Așa, în fine, nu contează. Și am intrat în Atene Palace și ne-am refugiat undeva la recepție, acolo. Și la un moment dat, aici vreau să ajung și ajungem și la bibliotecă. La un moment Vă rog dat, să mă scuzați o secundă. V-am pierdut imaginea. O secundă.